Campioana Ligii a patra fotbalistice, Arsenal Malu, a disputat sâmbătă partida tur din barajul pentru promovarea în Liga 3-a. Fotbaliștii de la Arsenal au întâlnit câștigătoarea campionatului capitalei, formația Progresul București. Partida disputată pe o căldură infernală, dar care la final a adus mălurenilor satisfacția unei victorii cu 2-0. Prin golurile marcate de Matache în minutul 57 și Jelescu, marcator în minutul 83. Astfel, Arsenal Malu a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în Liga 3-a, urmând ca sâmbătă 25 iunie, câștigătoarea barajului să fie decisă în partida retur de la București. Partida foarte grea, exact cum ne așteptam să fie, dar spre final s-a văzut superioritatea noastră tehnică, tactică și chiar și cea fizică. Au avut și adversarii noștri foarte multe ocazii, chiar și două goluri anulate, dar și noi am avut, în afară de cele două goluri marcate, încă câteva ocazii. Consider că scorul registrat pe tabelă la finalul meciului este unul echitabil. Tunarii au învins cu 2-0 acasă, dar consideră că diferența de scor este periculoasă pentru ca echipa din Malu să stea liniștită în retur. 2-0 este un scor periculos, după cum spune un clișeu, dar noi vom merge la București să atacăm, nu mergem să ne apărăm. Mergem să ne atacăm, sperăm din tot sufletul să putem să marcăm și acolo pentru a ne face misiunea mai ușoară, să ne calificăm, să intrăm în Liga a treia, iar acest lucru nu este ușor, chiar dacă la Malu am luat în avans de 2 goluri. Partida retur pentru barajul de calificare în Liga 3 va avea loc sâmbătă cu începere de la orele 17:30 pe stadionul Romprim din capitală.